Salut și bine v-am găsit la un nou video marca tutoriale video.info. În acest video vom face o comparație între două harduri, un hard clasic, un hard disk drive și un SSHD, un solid state hybrid drive. Ce vă voi arăta în acest video? Amândouă sunt de la aceeași firmă, Seagate. Acesta este Barracuda, este un hard clasic care se învârte mult și acesta este un hard hibrid. Se învârte și el într-adevăr, dar nu la fel de mult. Ce vă voi prezenta în acest video? Vă voi prezenta cât de repede botează un calculator în timp. Pentru a fi mai ușor de urmărit, am contopit cele două videouri într-unul singur. În colțul din stânga de sus aveți SSHD-ul și în colțul din dreapta de jos aveți hard disk-ul. După cum bine vedeți, SSHD-ul se descurcă mult mai rapid și viteza lui de startup se apropie foarte, foarte, foarte mult de viteza de startup al unui SSD. După cum bine vedeți, i-a luat 22 de secunde să pornească calculatorul. Hard disk-ul se descurcă mult, mult, mult mai încet. ...44 de secunde. Concluzia. Timpul de startup s-a înjumătățit. Acesta a fost videoul. Numele meu este Flavi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și sper că v-a fost de folos în caz că vreți să vă achiziționați un SSHD.